Și uite ce pumn i-a dat lui ăsta mic în picat. Ia uite ce pumn în picat i-a dat omul ăsta. Amenințări urmate de pumni sunt scenele incredibile surprinse în parcul Iore din capitală. Doi băieți se aflau la pescuit ilegal pe lac. Cu toate că era filmat cu telefonul mobil, polițistul nu s-a sfiat să-l lovească în stomac pe unul dintre micii braconieri. După ce tânărul cade pe iarbă și se plânge de durere, colegii polițistului îi iau acestuia apărarea. În ciuda dovezii clare, ei neagă că băiatul ar fi fost lovit. Întreg scandalul a pornit de la Patru Pești. Cel care a publicat videoclipul este jurnalistul Radu Cerniciuc, care susține că băiatul a fost legat cu cătușele de un coș de gunoi. Rica și Vali, doi copii din Delta, mai exact din Văcărești, au fost bătuți și legați cu cătușele de un coș de gunoi de către poliția locală sector 3 pentru că au prins patru pești în parcul Iore. Vom depune plângere penală împotriva instituției care i-a angajat pe ghiolbanii care bat copiii de pe stradă. Dacă e cineva printre voi care ne poate consulta în legătură cu procedurile legale, vă rog să-mi trimiteți un mesaj privat. Mă gândeam că ăsta nu e un caz izolat și că așa arată realitatea pentru sute de mii de români care trăiesc în sărăcie și n-are cine să le aibă de grijă, să le ia apărarea. Doar că pumnul ăla dat de burtă în copil e de fapt realitatea noastră a tuturor celor care ne încăpățânăm să mai trăim în statul ăsta devastat. Tot pumn e și ăla când te duci la instituțiile de stat și stai cu orele la cozi, scatoalcă e și când te infectează bacteriile în spital, când cade acoperișul școlii peste copil sau când îți iei jet paralizant de la jandarm. Niciodată n-am fost mai dezamăgit de locul în care trăiesc, a scris jurnalistul Radu Cerniciuc pe Facebook. Primăria sectorului 3 a răspuns solicitării presei și transmite că a fost sesizată Comisia de Disciplină, care va analiza situația și va lua măsurile care se impun. În legătură cu evenimentul petrecut ieri, 11 septembrie 2018, în parcul Alexandru Ioan Cuza, pentru o corectă informare a opiniei publice, biroul de presă al primăriei sectorului 3 este abilitat să facă următoarele precizări. Conducerea Direcției Generale de Poliție Locală a sectorului 3 dezaprobă ferm orice tip de comportament violent sau agresiv. Pentru lămurirea tuturor aspectelor care țin de producerea evenimentului, vă informăm că a fost sesizată Comisia de Disciplină, care va verifica și va lua măsurile ce se impun cu privire la faptele semnalate în conformitate cu prevederile legale. Mai multe informații legate de acest caz vor fi făcute publice după finalizarea cercetării disciplinare.